Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 29 octombrie, ai un sex apel vrăjitor, greu de rezistat. Datorită farmecului tău, îi poți influența pe ceilalți și nici ei nu vor înțelege acest lucru. Puțini oameni știu că în interiorul tău ești la fel de încăpățânată și de intenționată pe măsură ce ești plăcută și fermecătoare pe din afară. Dar, în ciuda acestui fapt, este mult mai inclinată către cooperare și compromis decât mulți alți reprezentanței zodiei tale. Cel mai bine, te manifesti în colaborare cu partenerii și preferi să împărtășești responsabilitatea, decât să lupți singură. Indiferentă de stilul de viață, folosești în principal noi abordări sau aduci idei proaspete în munca ta. Identifici rapid chiar și un lucru neobișnuit. Dar totuși direcția corectă ți se pare un lucru extrem de firesc, orice ai face, vei acționa în deplină concordanță cu sistemul, mai ales dacă tu însă ți-l pui în aplicare. Cel mai adesea, planurile tale sunt bine gândite și echilibrate și, dacă este necesar, redactate din nou. Această tendință de a fi pregătită, în combinație cu calitățile reprezentative, sunt factorii principali ai succesului tău. Poți fi serios interesată de politică, indiferent dacă este vorba despre afacerile familiei, ale grupului social sau ale întregului năm, te confrunți la nivel conștient sau subconștient cu puterea și cu modul în care funcționează cu succes instituțiile sale. Ești fermecătoare, foarte convingătoare, la nivel personal, ești capabilă să controleze orice este asociat cu sentimentele tale. În acest sens, ar trebui să fii atentă la pericolul de a afecta nu doar viața unei persoane dragi, ci și să devii dependentă de nevoia de a juca un rol dominant. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: fidelitate, prudență, mândrie, voință puternică, rezistență ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc să-ți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și sporovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, precum și pentru sentimentul de proprietate. Ești puternică, atentă și recunoscătoare, iubitoare, concentrată pe succes. Ești o combinație între determinare și încăpățânare. În exterior tandră și moale, poți fi foarte dură, chiar crudă. Nu ierți greșelile celor dragi. Odată înșelată ești un inamic teribil. Pe de altă parte, ești gata să cooperezi, lucrezi grozav în echipă. În același timp, poți să nu ai pretenții pentru conducere, ești destul de mulțumită de rolul unui profesionist autoritar în echipă, rol prin care tu știi să conduci până și pe liderul formal, tu știi bine cum, cu ajutorul sexului, a banilor sau a puterii, poți controla situația în care te afli, simți instinctiv cum să faci prima impresie puternică și cum să obții ceea ce ai nevoie în funcție de valorile de bază și de scopurile aplicării abilităților personale, diplomația, tactul și politețea sunt cele mai potrivite pentru tine. În plus, o dorință necontestabilă de a impresiona și influența pe ceilalți crește riscul de a deveni victima a umilinței și a ambițiilor arbe. În domeniul tău ai abilități excepționale, îți poți face treaba foarte bine dacă nu te consideri o autoritate impecabilă. Un astfel de comportament generează adesea ostilitate și rebeliune între egali sau subordonați. În plus, dacă te ascunzi prea mult în spatele peretelui logicii, riști să uiți de aspectul emoțional. Dacă ai tendința să rămâi în fundal, ar trebui să-ți conte de faptul că alții pot înțelege greșit motivele pentru un astfel de comportament, sau să pună la îndoială onestitatea intențiilor tale. Astfel încât vei câștiga doar dacă ești mai deschisă și vei învăța să iei în considerare opiniile altora. Poți manifesta adesea o atenție uimitoare pentru rude și prieteni. De regulă, ești fericită să îndeplinești responsabilitățile familiei. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă să-ți izolezi familia de lumea exterioară. În plus, poți fi capabilă să abandonezi dublul tip de relație compasiune și preocupare pentru cei dragi pe de o parte și ceva mai puțin pentru ceilalți, pe de altă parte. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești complexă, încrezătoare, înțeleaptă, pasionată, manipulatoare, atractivă. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constantă de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică, te predai simțurilor fără a privi înapoi, ești gata pentru orice pentru iubitul tău, în timp, devii geloasă și solicitantă, cum afectează data de 29 octombrie soartata, ai un caracter imperios și o putere incredibilă de ambiție, ești decisivă, cu principii de viață de nezdruncinat. Ești un adevărat inovator cu un număr nelimitat de idei și proiecte noi în orice ocupație găsește o abordare nouă, non-standard, care contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea de sine. Planificarea atentă a activităților tale și luarea deciziilor în cunoștință de cauză te caracterizează drept profesionist excelent în orice tip de activitate. Principalul tău secret este să gândești orice proces până la cele mai mici detalii. Control și control din nou, aceasta este devizata principală. Poți manifesta un interes activ pentru activitatea politică atât la nivel regional, cât și la nivel de stat, cauți puterea în sine, poți fi implicat activ în viața politică și socială, puterea și resursele financiare devin punctul de plecare pentru crearea propriului traseu de dezvoltare, te îndrepți către obiective înalte, Folosind orice metode și mijloce, dândă dovadă de presiune și ambiție în implementarea planurilor tale ambițioase, pierzi de obicei prieteni și câștigi concurenți. Incapacitatea de a-ți admite greșelile și de a corecta astfel de situații, duce doar la singurătate. Carisma și persoasivitatea îți permis să controlezi mediul într-o perspectivă favorabilă ție. De regulă, folosești pe alții pentru propriul tău beneficiu. Ești un bun familist, vei face tot ce este posibil și imposibil pentru cei apropiați și dragi cărora nu le va lipsi niciodată atenția, comunicarea sau sprijinul financiar, dar adesea atașamentul excesiv și dragostea nelimitată, în efortul de a-i proteja de întreaga lume din jurul lor, te obligă să limitezi cercul social al familiei tale, astfel, construiești în zidă de neînțelegere între familie și rude. Dragoste și compatibilitate. Relațiile strânse joacă un rol extrem de important în viața ta. În dragoste, te angajezi la un parteneriat lung, romantic, tandru, loial și aștepți același lucru în schimb, întrucâtă nu-ți plac dezacordurile, după certuri, ești prima care face un pas către reconciliere. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie. Sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rară ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erzi dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești foarte atractivă, farmecul și carisma ta sunt irezistibile, fiecare nouă cunoștință va fi fascinată și supusă, pentru tine, nu este dificil să câștigi oamenii, iar pentru o persoană fermecătoare această situație este mai multă decât benefică. Carisma este așa numită armă moale. Poți fi un manipulator minunat, mai mult decât atât. Interlocutorii tăi nici nu vor observa influența asupra personalităților. Marile oportunități dau naștere în tale în sine. Nu te flata, nimeni de pe planeta noastră nu este atot puternic. De asemenea, este inutil să experimentezi cu rude și prieteni, încurajându-i să-ți satisfacă nevoile. În activitățile profesionale ești inovatoare generezi idei, cauți strategii originale și le modernizez pe cele vechi. În acest caz, fiecare proiect este calculat până la cele mai mici detalii. Cele neprofitabile, oricât de atractive ar fi, sunt eliminate. Te vei ocupa doar de adevărata afacere. Domeniul tău de activitate ar trebui să fie predominant public. Sănătate și boli. Ești adesea interesată de noile dezvoltări în domeniul sănătății cu toate acestea, ar trebui să eviți cu orice preț un tratament dubios, deoarece va dura mult timp și vei cheltui bani, iar rezultatul poate fi defavorabil pentru tine și familia ta. Poți deveni victima șarlatanilor și escrocilor. În legătura cu dieta, poți experimenta diverse preparate exotice delicioase și poți extinde numărul acestora așa cum dorești. Ți se recomandă exercitarea moderată a sporturilor necompetitive? Acest sfat nu se aplică dacă ești sportiv amator sau profesionist. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură agresivă, ambițioasă, un caracter incisiv. Ești bănuitoare și uneori jignești prin încrederea ta nejustificată, îi îndepărtesc pe oamenii de tine însă Îți Trebuie să-ți schimbi caracterul. Să devii mai tolerantă și prietenoasă în comunicare. Datorită talentelor, muncii grele, vei reuși să obții succes în muzică, pictură. În familie poți avea relații dificile. În sfera materială vei avea succes. Sfaturi pentru tine. În lumea de azi este dificil să eviți stresul cotidian. Este important să înveți cum să previi consecințele lui. Trebuie să stăpânești tehnicile de relaxare pentru a nu arde la locul de muncă. Ar trebui să-ți amintești că dragostea pentru cei dragi nu ar trebui să fie asfixiantă. De asemenea, ai nevoie de libertate de acțiune și de gândire. Nu-ți fie teamă să-ți încalci principiile consacrate, uneori schimbarea priorităților de rezultate bune, renunță la câteva aspecte ale dorințelor tale, poate există o ușurare plăcută. Află prețul fericirii de a împărtăși sentimentele cu adevărat, agățându-te de toate proiectele simultan, poți ajunge la nimic, nu uita să încalcul opiniile celorlalți, ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică dar aceste lucru nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să-ți aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă. Poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.